Prata cu spanac, ia uitați ce minunăție. Un deliciu. Și acum să tăiem o feliuță. Este foarte fragedă. Ia uitați, ce minunăție! Tartă cu spanac. Un deliciu. Ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o tartă cu spanac și cu caș de oaie. Și să începem. Acestea sunt ingredientele. Așa, și vom avea nevoie pentru tartă de blat și de spanac și caș de oaie. Și pentru blatul nostru vom avea nevoie de un ou, 125 de grame de unt la temperatura camerei, un praf de sare, circa 250-300 de grame de făină și 8 grame de praf de copt. Pentru umplutura noastră de spanac, deci aici am o punguță de spanac, deci de 400 de grame, congelat, am să o tai și am să o pun în tigăiță. Aici am circa 250 de grame de caș proaspăt. Vom mai avea nevoie de sare, de piper, usturoi, 2-3 căței și de puțin ulei să prăjim. Eu mi-am pregătit aici o tigăiță din aluminiu de 26 diametru. Și să începem. O să începem mai întâi să punem spanacul într-o tigăiță. Am să dau ingredientele pentru a lua deoparte. Și aici avem spanacul nostru. Am să pun într-o tigăiță. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem tartă cu spanac. Într-o tigăiță voi pune puțin ulei. Așa, nu prea mult. Vom tăia un cățel 2 de usturoi și vom pune în tigaia noastră. Așa, cum fiecare pune după gust, cât îi place. Eu îl tai așa mai mare. Și vom pune usturoiul nostru pe foc. Eu am pus doar 2 căței. Să se undească puțin și apoi adăugăm spanacul nostru congelat. Aici am 400 de grame și 250 de grame de caș. Punem pe foc. Am să vi le arăt așa treptat. Astăzi noi avem în meniu această tartă cu spanac și caș. Așa, am pus pe foc. Și acum, într-un vas, aici voi pune cașul și îl voi pisa puțin cu o furculiță sau cu o palețică, așa. Și așteptăm să se facă spanacul, dar mai întâi să se facă usturoiul nostru. Deci după ce am pisat aici, o să adăugăm spanacul nostru prăjit și îl tras la tigaie. Așa am să desfac și am să tai punguța mea de spanac. Așa. După cum vedeți, eu am spanac congelat, circa 400 de grame, gata congelat, uitați cum se vede. Așa. Și o să punem pe tot, o să punem. Ia să vedem usturoiul. Așa. Eu l-am înghit doar puțin, vedeți, usturoiul. Și acum o să punem spanacul nostru peste tot. Nu punem apă, nu punem nimic. Punem tot spanacul aici. Puteți folosi și spanac proaspăt. Așa. Voi pune puțină sare. Puțin piper. Acoperim și lăsăm să se facă. Și între timp ce spanacul nostru o să stea pe foc. Așa, ia să mă vedeți puțin.
Bună ziua, bună ziua! Între timp, noi o să facem aluatul pentru tartă și spanacul se face pe aragaz. Da? Și noi o să facem și imediat o să punem totul la cuptor. Să întoarcem camera și să ne pregătim. Așa. Și acum dau pe foc să facem spanacul cu usturoi. Punem căpucelul. Așa. Dăm de aici totul deoparte. Și acum, pentru tarta noastră, eu am să fac aici pe masă și am să pun făina, aici am 250 de grame de făină, voi pune untul, dar mai întâi am să pun puțină sare peste făină și am să amestec. Așa, dăm deoparte și sarea, amestecăm așa puțin sarea cu făină și acum punem untul. Peste, punem așa pe tot. Așa. Și amestecăm puțin untul cu făină. Dacă doriți să faceți o crostată sau o tartă dulce, adăugați zahăr, 120-125 de grame de zahăr. Așa. Și amestecăm așa făina cu untul. Imediat adăugăm și ouă și praful de copt. Deci acum noi unim făina cu un praf de sare și cu untul. Deci 125 de grame de unt, 250 de grame de făină am pus și dacă mai e nevoie mai adăugăm. Așa. Aici voi pune și un ou. Am să fac așa un ou. Voi adăuga ouă. Și praful de copt. Și voi amesteca încet, încet. Așa, totul. Așa. Încet, încet amestecăm. Așa. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm făinuță. O să vedem consistența aluatului cum este. Așa. Aluatul nu trebuie să se lipească de degete, deci înfrământăm până aluatul se desprinde de degete. Așa. Și lunim așa. În loc de unt puteți pune și untură, dacă doriți să faceți cu untură, sau puteți pune și ulei. Așa. Vedeți, consistența începe să se formeze aluatul nostru. Îl puteți lăsa să se odihnească, dacă doriți, măcar o jumătate de oră. Așa. Și aluatul nostru este gata. Strângem tot. Și să vedem spanacul. Așa. Să luăm pe aici de pe masă. Așa. Acum să vedem spanacul nostru cum este. Lăsăm așa deoparte aluatul nostru. Îl punem așa aici. Aici avem brânzica noastră, cașul nostru, acesta este caș proaspăt de oaie. Așa. Să-mi spăl puțin mânuțele și să vedem spanacul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Ia să vedem spanacul cum este. Vedeți? Acum o să-l amestecăm. Deci aici am spanac cu usturoi, cu puțină sare și puțin piper. Și îl coacem așa puțin. Îl lăsăm să scadă puțin și îl adăugăm la brânzica noastră.
Dar cât se face spanacul, noi o să punem aluatul în forma noastră de copt. Și lăsăm din nou spanacul pe foc. Să scadă puțin. Așa, imediat facem. Am să dau și pe de parte pentru moment. Așa, și aici avem o tavă. Are de 26 și vom lua o parte din aluatul nostru și o vom întinde. Am să iau așa cam 3 sferturi din aluat și o să întindem aici, în tava noastră. Întindem așa cum nu înțeleg bine. Așa. Puteți întinde și cu sucitorul pe hârtie de copt și apoi răsuciți și puneți. Dar eu când mă grăbesc, fac așa repede și pun și apăs așa cu degetele. Așa. Puteți apăsa și cu fundul unui pahar dacă doriți. Încet, încet. Așa. Am să trag așa în sus marginile. Cât se face spanacul, noi ne pregătim tava noastră. Am să deschid și cuptorul, să fie deschis, să se încălzească. Așa. Și întindem așa. Și am să aduc o furculiță. Și o să înțepăm puțin ca să nu se umfle. Și apoi o să apăsăm aici marginile frumos. Vedeți? Se vede? Așa, apăsăm așa și le facem frumoase pe margine. Această tartă o să facem frumoasă, frumoasă. Așa. Așa, și am făcut margine. O doriți mai înaltă, mai apăsăm așa în sus și mai ridicăm margine puțin. Ca să putem pune umplutura, apăsăm așa cu degetul și vedeți cum se ridică. Așa. Așa. Acum am să dau deoparte. Aici avem 250 de grame de caș. Spanacul este gata, ia uitați, vedeți? Spanac tras la tigaie, eu am avut spanac congelat cu usturoi, cu piper. Și l-am scăzut așa puțin. Și acum voi amesteca cu brânzica mea. Așa. Am să pun așa spanacul peste aici. Și o să amestecăm totul. Amestecăm așa bine cașul cu spanacul și apoi o să-l punem în forma noastră. Gustați să fie bun de sare, de piper. Așa, dau deoparte și ne pregătim forma noastră. Cu ce mi-a mai rămas, eu am să fac un șnuruleț. Am să întind așa, am să-l strâng. Așa, bine. Și am să fac un șnuruleț. Este un aluat fraged, să dau mai deoparte.
Așa. Sau să fac altfel. Am să întind pe o foaie de hârtie ca să vedeți cum, ce idee am. Să aduc și un sucitor. Așa, așa am să întind puțin. Aici, așa. Aluatul trebuie lăsat să se odihnească și să vedeți atunci cum se lucrează. Așa am să pun aici sucitorul și voi tăia așa în 3 sau în 4. Ia să vedem. Și acum o să fac așa o spirală. Și în interior o să punem spanacul. Așa. O să unesc aluatul și am să mai întind o dată. Și așezăm așa spirala noastră aici. Și acum, aici avem, iar dacă lăsat un pic de zer, să amestecăm așa bine. Și să punem, să umplem. Vedeți compoziția cum este? Așa. Și acum umplem. Punem așa în interior. Câte un pic, câte un pic. Până umplem totul. Așa. Și să vedeți ce frumusețe o să iasă. Așa, și facem tarta noastră cu spanac și cu caș de oaie. Bun. Bun, bun, bun și gustos. Așa. Puteți pune și urdă dacă doriți. Și brânză de burduf. Tot ce vă place. Eu nu adaug ouă în compoziție, fac doar așa. Așa.
așa și punem așa încet peste tot. Sper să încercați și voi această tartă, să vedeți ce bunătate este. O tartă sărată, hai să punem tot ce ne-a rămas aici. Punem toată compoziția, așa, peste tot. Așa. Așezăm așa spanacul nostru bine. Și dăm la cuptor la 180 de grade și lăsăm circa 20-25 de minute până se face. Și cu aluatul care ne-a rămas o să punem deasupra. Vedeți ce fac. Sunt doi. Și voi dezlipi. Voi răsuci încet, încet. Și voi așeza așa în mijloc aici. Așa. Și aceasta este tarta cu spanac. Bună ziua, Vasia! Acum am văzut mesajul și am să dau la cuptor, ia să întorc să mă vedeți un pic. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Acum am să dau la cuptor. Eu acum zilele acestea sunt la mămica acasă și am să fac din bucătăria ei, am să pregătesc totul. Și dăm la cuptor și o să ne vedem peste o jumătate de oră, o oră, ca să o și scoatem, din, să vedeți cum arată. Eu... Tarta cu spanac, ia uitați ce frumoasă este! Așa, s-a răcit puțin, puțin, puțin și o să o scoatem din formă. Așa, și o să o punem așa pe o farfurie. Să vedem dacă reușesc să o scot. Așa. Uitați ce minunăție. Un deliciu. Și acum să tăiem o feliuță. Este foarte fragedă. Ia uitați, ce minunăție! Tartă cu spanac. Un deliciu!
Uitați, un deliciu. Multă sănătate vă doresc, vă pup și ne vedem imediat. Pupici! Și acum dau la cu